După arest, din nou la muncă. Președintele Consiliului Județean din Buzău s-a întors la serviciu după 8 luni de pauză. Cristin Elbăgeu a stat în închisoare aproape 6 luni, apoi a fost plasat în arest la domiciliu, iar acum este sub control judiciar. Am trei restricții, aceea de a nu părăsi țara, de a mă prezenta în instanțele de câte ori sunt chemat și de a nu lua legătura cu martorii din rechizitori. Cu câți angajați din Consiliul Județean nu aveți voie să luați legătura? Trei angajați. Cristin Elbăgiu a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și conflict de interese în formă continuată și pentru tentativă de spălare de bani. În prezent, măsura de control judiciar îi permite exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău. Băgiu a început reacomodarea la serviciu cu o ședință. El a vrut să știe cum merg lucrurile în Consiliu. Vom face probabil o conferință ulterioară după ce vă știu care este situația în Consiliu. Cristin Elbăgiu a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău în decembrie 2014, imediat după ce a fost arestat preventiv pentru luare de mită în urma flagrantului care a fost aranjat de un director din cadrul Consiliului. Coincidență sau nu, cu o seară înainte, Băgiu le scria prietenilor de pe Facebook despre cadourile pe care urma să le primească de Moș Nicolae.